Comisia Electorală Centrală a raportat la sfârșitul săptămânii trecute că peste 500 de apeluri au fost primite pe parcursul primilor 30 de zile de activitate a Centrului pentru Informarea Cetățenilor în legătură cu organizarea și desfășurarea alegerilor din 5 noiembrie. Informația a fost postată pe site-ul CEC. Potrivit comunicatului, cele mai multe întrebări, 41%, au parvenit din partea registratorilor, care prelucrează datele conținute în registrul de stat al alegătorilor. Orizont TV a aflat ce consultări au solicitat specialiștii responsabili pentru acurateța informațiilor din registru. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, membrii săi au efectuat o vizită la Centrul de Apel pentru Informarea Cetățenilor în legătură cu organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 noiembrie. Conform CEC, pe parcursul primelor 30 de zile de activitate a centrului, operatorii au primit peste 500 de apeluri. Cele mai multe întrebări, 41%, au parvenit din partea registratorilor care prelucrează datele conținute în Registrul de Stat al Alegătorilor, în baza accesului autorizat. 26% dintre apeluri au fost preluate din partea alegătorilor care fie au solicitat informații generale despre alegeri, procedura de vot, datele de contact ale organelor electorale, fie au raportat încălcarea legislației pe aspecte ce țin de agitație electorală neautorizată. Orizont TV a încercat să afle de la coordonatoarea liniei telefonice a Centrului de Apel pentru Informarea Cetățenilor în legătură cu viitoarele alegeri, Natalia Diacenco, ce întrebări adresează registratorii de date ai Registrului de Stat al Alegătorilor. În esență, trebuie să știți că registratorii, de fapt, telefonează cu întrebări de ordin tehnic. Unii chiar elementar nu cunosc cum să facă transferul unor alegători dintr-o secție de votare în altă secție de votare. Pentru că ei au primit hotarele secțiilor de votare sunt stabilite de către administrația publică locală. Și registratorii, în baza hotărârilor administrației publice locale, fac ordine în registrul ăsta. Mare majoritatea a dumnealor, poate nici cunoștințele și competențele tehnice nu sunt suficiente și dacă îi putem ajuta, elementar, ce bife să pună, unde să-i treacă, unde să apesă. E că asta e majoritatea. Natalia Diacenco ne-a vorbit și despre încălcările procesului electoral raportate de cetățeni și modul în care acționează Centrul de Apel în aceste cazuri. Fie că e nemulțumit de un candidat care a fost înregistrat și noi explicăm deja procedura de contestație. Faptul că ei ne apelează pe noi, asta nu dă efecte juridice. Adică noi le spunem că noi dar recomandăm norma. Noi direcționăm către organul care ar putea să întreprindă măsuri în această. Dacă ne anunță alegătorul despre agitația electorală neautorizată, noi întâi consultăm și spunem dacă este autorizată sau în ce context este autorizată, pentru că noi nu suntem la fața locului. Și îi spunem cum să acționeze ca să să urmeze niște efecte juridice. Centrul de Apel pentru Informarea Alegătorilor în legătură cu organizarea și desfășurarea alegerilor din 5 noiembrie funcționează de luni până vineri, între orele 8 și 17, iar apelurile la numărul 022-880101 pot fi făcute la tarif ordinar de la telefonul fix sau mobil din orice localitate a Republicii Moldova. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor este de 3.299.973.